Poliția locală Florești vrea să dea amenzi pentru postările de pe Facebook. O confirmă chiar primarul comunei, în a cărei subordine se află poliția locală. Povestea a început în urmă cu aproape două săptămâni, când un locuitor al comunei a scris un mesaj în care critică în termen duri municipalitatea. Postarea a fost făcută pe un grup închis de pe Facebook numit Grupul Celor Care Trăiesc în Florești sau Cluj. Băi, nenea Strulea, chiar îți bați joc în ultimul hal de oameni. Păi, mai conducere de rahat al primăriei Florești, cum Dumnezeu sunteți așa idioți să nu știți face niște contracte, de exemplu, de ce naiba nu puteau asfalta gunoaiele trotuarele seara, când nu e circulație așa mare, nici auto, nici pietonală. Păi mâine simțiți cum Dumnezeu să treacă o mamă cu copilul pe stradă, cum e posibil să faci 50 de minute de la metro la Raiffeisen pe cetății, la ora 10-11 dimineața, când nu e o oră de vârf să vă fie rușine nesimțiților în frute cu nesimțitul șef Strulea, a scris pe Facebook Marius Hodina. Ieri seara a apărut și surpriza. Polisiștii locale au părut la casa omului cu o invitație la sediul lor, semnată de agentul Marin Mureșan. Am fost la dânsul azi dimineață și le-am întrebat totuși pentru ce sunt chemat. Și mi-a scos o fișă de pe Facebook cum că am postat și am lezat uh primăria, prin jurii. Vi s-a spus că este o plângere? Da, o plângere din partea la domnul Mihai Petean. Iar Mihai Petean nu era nimeni altul decât consilierul primarului din Florești, Horea Șulea. Șocat de ce află, omul chemat la poliție a început să se revolte. L-am întrebat dacă îi se pare corect sau dacă e de competența lor să mă amendeze. Eu zic că el poate să facă cât ce vrea. Și dacă îi semnez procesul verbal, nu-mi dă maxim, când dă 200 de lei minimum. Și le-am spus că o să atacă în instanță și o să ne vedem în tribunal. Fără să semneze nimic, Marius Hodina spune că este hotărât să dea în judecat atât primăria Florești cât și poliția locală, dar așteaptă înștiințarea care urmează să vină de la poliție. Cât îi privește pe polițiștii locali, aceștia nu vor să discute subiectul. Agentul cu care a discutat Marius Hodina a declarat pentru Ensien că nu are voie să facă nicio declarație și să-l contactăm pe purtătorul de cuvânt, care este din nou același Mihai Petean, cel care ar fi scris și plângerea consilierul primarului. La rândul său, acesta refuză să discute subiectul. Mai mult, neagă că ar fi depus vreo plângere. Eu plângere nu fac nici penale, nici de altfel. De altfel, cred că altfel de plângeri nu sunt. Toamne, iată, mă trăim într-o țară liberă, fiecare spune ce dorește, fiecare face ce dorește, avem drepturi, avem obligații. Nu am să merg și eu cu dânsul, nici nu-l cunosc, habar n-am cine e, ce e. Discutăm deci pe fapte concrete, pe hârtii, pe documente. Procesul verbal, să vedem ce e acolo. Dar între timp, primarul Horeașulea confirmă întâmplarea, nu legată de cine a depus plângerea, ci de intenția poliției de a-l amenda pe internaut. Dragii mei dragi, aflu astăzi că poliția locală Florește a amendat o persoană pentru ceva în de inepții pe Facebook. Da, așa e, avem o lege, legea numărul 61 din 1991, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice, republicată la 4 februarie 2014. Articolul pe care îl invocă primarul se referă la proferarea de injurii într-un spațiu public, așa cum e considerată și platforma Facebook. Poate că a face în public pe cineva nesimțit, idiot, porc, șobolan, gunoi, sunt expresii frumoase învățate în clasa a treia. Eu opinesc că nu. Există o serie de decizii judecătorești care consfințesc faptul că Facebook este spațiu public. Cum Marius Hodina este hotărât să apeleze la instanță dacă va primi amendă pentru postarea sa, rămâne ca judecătorii să stabilească dacă postarea într-un grup închis este considerată a fi spațiu public sau nu.